Povestea UiPath a început în 2005, la sfârșitul lui 2005, când eu mi-am lăsat jobul de la Microsoft. Am lucrat acolo la Microsoft Headquarters între 2000 și 2005. Tot timpul am vrut să mă întorc în România să pornesc o companie. Și atunci a fost momentul potrivit pentru mine. A fost, de fapt, la sfârșitul unui ciclu de viață mare a unui produs al lui Microsoft, a unui SQL Server Database, se chema produsul la care am lucrat eu. Un produs care se vinde doar la enterprises, la enterprises mari. Și de acolo mi-a venit ideea de a lucra în automatizări de procese de business. Și în 2005, când am revenit în România, am început prin a oferi consultanță software la diverse companii pentru a putea să finanțez dezvoltarea de produse proprii. Era foarte greu atunci. Practic nu aveam nicio idee despre cum se face un produs, ce înseamnă să-l comercializezi, ce înseamnă să-l vinzi. Pur și simplu am sărit în ocean, încercând să fac un produs. Bineînțeles că am făcut toate greșelile posibile din lume. Pe vremea aia nu aveam nicio idee despre ce înseamnă un startup, care sunt mecanismele unui startup, cum trebuie început. Acum există mult mai multe date, dar atunci absolut nimic. Și pur și simplu e foarte important să spun, noi am făcut toate greșelile posibile. Noi am început să lucrăm în creând niște produse pentru consumer. Și atunci pur și simplu credeam că e suficient să creezi un produs și lumea o să nevălească pe el. Îmi aduc aminte momentul când noi am dezvoltat prima versiune și am pus-o pe internet, noi ne-am așteptat ca a doua zi să avem 1 milion de download-uri. Cred că am lucrat 2 ani de zile la un produs de genul ăsta, dar pur și simplu aproape nimeni nu l-a downloadat. Deci sunt convins că și astăzi, dacă cineva dezvoltă o aplicație pentru App Store sau pentru Google Play, e absolut convins că a doua zi o să aibă 1 milion de download-uri. Dar nu se va întâmpla așa ceva. Ca să construiești un business, ai nevoie de a înțelege foarte bine care este dinamica pieții, cum să faci marketing, cum să-ți înțelegi customer-ul, cum să-i adresezi o nevoie a unui customer. Noi am pornit prin a face o aplicație fără să înțelegem absolut nimic din chestia asta și normal că am eșuat. Dar am avut noroc că o parte din aplicație, tehnologia pe care am dezvoltat-o, era de fapt folositoare unui cu totul și totul alt segment de business de care noi habar nu aveam. Și am sfârșit prin a construi o componentă software pe care alte firme mari de software o foloseau. Și noi am vândut câțiva ani software la IBM, la Microsoft și la alte firme mari care în particular foloseau componenta noastră ca să interacționeze cu alte aplicații software prin interfața lor grafică. Până la noi, istoria noastră se confundă cu istoria unei echipe. Ceea ce spunem noi totdeauna, noi nu avem A-player printre noi, dar noi suntem un A-team. Și avem toată strategia noastră făcută să continuăm să atragem oameni care împreună lucrează și formează un A-team. Vreau să precizez pentru cei care ar dori să lucreze la noi că noi nu vindem absolut deloc în România. Noi vindem 50% în Statele Unite, restul de 25% în Marea Britanie și restul în principal în Europa de Nord, în Scandinavia. Asta e destul de important pentru că în mod natural cetățenii care doresc să lucreze într-un loc se diferențiază prin propriile lor alegeri. Dacă cineva dorește să lucreze la o companie de outsourcing sau o companie care face afaceri cu statul în România, acel cineva nu va dori niciodată să lucreze la noi. Și pentru noi asta e foarte ok. Dar noi țintim să lucrăm cu cei mai buni dezvoltatori de software pe care îi putem găsi în România, care vor să lucreze la o companie care își dezvoltă propriul ei produs, care are propriul ei destin și care nu are absolut nicio legătură cu ce s-a întâmplat în România în ultimii 25, 50, 100 de ani. Noi creasem un produs foarte bun, dar noi nu aveam o piață mare pentru produsul ăsta. Și aici iarăși vreau să fac o precizare importantă pentru un startup. Multă lume crede că ideea e cel mai important lucru. Alți oameni spun că echipa e cel mai important lucru. Cel mai important lucru pentru un startup este piața pe care acționează. E o mare diferență dacă un startup face un produs pentru piața din București și reușește să adreseze complet toată piața din București, dar nu poate să iasă pe alte piețe, sau un startup care are o piață globală și adresează 10% dintr-o piață globală. Este o foarte mare diferență. Asta a fost și
Ăsta este motivul pentru care noi am reușit și avem succesul de astăzi, pentru că noi totdeauna am țintit o piață foarte mare. Gândiți-vă că absolut toate corporațiile au foarte multe procese de business care presupune muncă umană repetitivă. Sau cum spunem noi, folosesc oamenii nu pentru creierul lor, ci pentru ochi și pentru mâini. Și noi dezvoltăm un software care pur și simplu știe, vede alte aplicații software și poate să fie instruit în același mod ca și un om să folosească aplicațiile de pe computer. Oricare dintre noi a plătit vreodată ceva pe internet. Și la e un proces simplu, pur și simplu trebuie să completezi o formă într-un browser, să o populezi cu cardul, cu... nu necesită absolut nicio inteligență. Îți scoți cardul din buzunar, îl citești, îl pui într-o formă. Dacă ai avea un robot, căruia ai putea spune foarte simplu, te rog, fă plata pentru mine, ar fi mult mai simplu. Ei, noi facem astfel de roboți care se acomodează la multe alte tipuri de procese de business. De fapt, oamenii, există echipe care antrenează acești roboți pentru diverse procese de business. Și așa funcționează toată povestea noastră. Piața e plină acum de mesaje alarmiste, că roboții vor înlocui oamenii în majoritatea joburilor. Noi lucrăm cu oameni care au două calități principale. Prima dată trebuie să fie inteligenți. Au trebuie să fie geni, trebuie să fie inteligenți și în al doilea rând trebuie să fie perseverenți. Astea sunt singurele calități pe care le cerem noi, oamenilor noștri. Întotdeauna noi vom prețui mai mult inteligența decât expertiza. De fapt, noi suntem o companie care nu agrează oamenii care sunt mediocri, care chiar dacă ei sunt hardworking, nu pot să facă față în compania noastră. Iarăși, dacă mă gândesc la tipul de oameni care trebuie să lucreze într-un startup, trebuie să fie niște oameni care să se bucure să îmbrățișeze necunoscutul. Noi nu avem proceduri. Ceea ce facem noi este foarte haotic. Și e și bine și rău. Dar ca să poți să lucrezi într-un mediu haotic, trebuie să înțelegi natura haosului. Natura haosului e una creativă. Și într-o firmă care se bate pe o piață globală cu competitori foarte bine finanțați, foarte dornici de succes, creativitatea este șansa noastră principală și practic asta este ceea ce le cerem de oamenii noștri.